Buonasera, Presidente, mi potrò confondere il problema di una cosa. Variante, non proprio, variante del soggetto, ma tu ora senza se ne studiarlo e quando ora cancellare. Sta scrivendo? Variante del soggetto. Per lucrare la spesa semestriale. Che valore nazionale? Ma dove valore? Nazionale. 5% del conto. Uno. Radicale din 50. De tot, da? Da. Radicale din 50. Minus 4, radical din 18. Plus 2, radical din 8. Minus 3, radical din 2. Este. Rezultatul 4. Să calculăm. Da. Noi lucrăm complet. Adi la comandă. Radical din 50 și 5, radical din 2. Da. 5, radical din 2. Minus 12 radical din 2 plus 4 radical din 2 din 2 și minus 3 radical din 2 egal. Minus 7 radical din 2 și plus 4 minus 3 radical din 2 minus 6 radical din 2 minus 6 2. Soluția ecuației 3x minus 2 egal cu 7 este x egal cu 1, este egal cu 9, x egal cu 3. X egal cu 3. Intervalul minus 2 deschis. Minus 2 deschis. Minus 2. Minus 2, da. 3 închis. Conține numerele naturale. Egal cu mulțimea 0, 1, 2, minus 1. Păi natural. 0, 1, 2. Mă-ți numere întregi. Asta e. Merg avem naturale. Da, naturale. Adică? 0, 1, 2, 3. Bun. 4. Prin amplificarea raportului x minus 2 supra 3x la a doua cu 2x, prin amplificarea la postul ăsta cu 2x, unde x aparține lui el stelat, și obține raportul lui el stelat, adică x diferit de 0. Dar eu sunt spus de aia. Ce se obține, Irna? 2x la 2 minus 4x, supra... 2x la 2 minus 4x, supra 6x la 3. 6x la 4. 5. Efectuând calculul x minus 3 la a doua 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 noi trebuie 5, cu de 4 e acolo. Deci x minus 3 la a doua da, păi x minus 3 totul la a doua plus x minus 2 prezentă x plus 2 se obține egal cu x la a doua minus 6x plus 9 plus x pătrat minus 4. Și egal cu? Egal cu 6x de x pătrat, Adi. Mai întâi x pătrat. X pătrat. 2, 2x pătrat. Reducem. 2x pătrat. Da, 2x pătrat. Minus 6. Minus 6x plus 5. Plus 5. 7. Completează teorema. Dacă o dreaptă D este paralelă cu o dreaptă dintr-un plan, atunci... Teorema.
Dacă o dreaptă de X este paralelă cu o dreaptă dintr-un plan, atunci... E paralelă cu o dreaptă de plan. Dacă o dreaptă de este paralelă cu o dreaptă dintr-un plan, dreaptă dintr-un plan, A, o dreaptă A. Deci, dacă D este paralel cu, hai să scriu așa, paralel cu A, o dreaptă A, și A aparține margul, așa. Da, da. Atunci de paralel cu alfa. Da. Atunci, de deci, dacă paralel alfa. D e paralel cu A, atunci rezultă că D e paralel cu planul alfa. Da? Tu ce zici așa din aici? Că e paralelă cu orice dreaptă din plan, cu orice plan. Da. Nu. Și nu-i paralel. Deci D este paralel. Nu-i paralel cu orice dreaptă, e paralel. Exact. Sunt medeni acolo. Numai când el nu mai înțeagă planul, nu se mai interesează planul. Deci în clipa în care ai asigurat că dreapta D e paralelă cu una din plan, cu o dreaptă din plan, acea dreaptă e paralelă. Atunci acea dreaptă nu interesează planul. Și ea rămâne paralel cu planul. 7. Dacă un tetraedru regulat are suma multiplilor egală cu 36, are suma multiplilor egală cu 36 de centimetri, atunci aria sa totală este aria totală egal cu dacă știu ce înseamnă tetraedrul regulat. Așa. Baza unui triunghi echilateral. De fapt, toate triunghiurile sunt. Dacă spune o piramidă triunghiulară regulată, când spune, atenție, când se spune o piramidă triunghiulară regulată, baza este un triunghi, dar fețele sunt mai triunghiuri isoscele. Adică trebuie să înțelegeți așa, baza este ce? Un triunghi, cum știm noi, echilateral, la o piramidă, la o piramidă triunghiulară regulată. Vedeți cum vreți triunghiulară, regulată. Am înscris. Triunghiul de bază este triunghi echilateral. Da, pe fețele laterale. Da, fețele laterale sunt triunghiuri isoscele. Adică. Dar la un tetraedru. Când am zis tetraedru regulat, toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. Adică și baza și centru. Și dacă era tetraedru, atunci tot avea BC. Dacă spune tetraedru, era. E tetraedru, fără să adaugi regulă. Da. Înseamnă că bazele în triunghi are tare. Da, și vă ai cu vă că vă cu vă bă nu mai e? Vă a cu vă bă cu vă că nu iarăși nu mai este. Că depinde un pic înălțimea. Mm-hmm. Deci mai când e regulat? Atunci, atunci te duci la... Deci, când zici eu, fie un tetraedru, toate fețele de aiurea. Deci, toate triunghiile diferite. Toate triunghiile sunt diferite acolo, nu am nimic de comentat acolo. Dar aici, când zice tetraedru regulat, gata. Toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. Deci sunt subliniați, nu? Subliniați și scrise în paranteze. Toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. Asta se. Toate fețele. Și ce de jos? Și laterale și de asta de jos. Câte triunghiuri echilaterale sunt în un tetraedru regulat? 3. Ei. 4. 4. 3 și cea de jos. Deci, în condițiile astea, pentru situația noastră, ar fi așa, da? Deci, e vorba de faptul că am un tetraedru regulat. Și iată așa, da? Toate fețele. Păi, trei din toate bază față la B, deci nu știu că B... Păi, deci, avem suma multiplă, 36. Deci, am și eu, 36, dar cu 6 ori la B, cu toate concurente. Avem 6 mochi? Da. Și rezultă că la B e valul 6. Dacă suma unchiilor este 36, da? Da. Asta înseamnă tradus. Colatul e 6. Deci 6 unchi egal cu 36. De unde rezultă sub unchia, e egal cu 6. Acum, dacă eu, B, C,
Area totală. Area totală, da, egal cu de 3 ori area lui ACB. Eu nu cred că e de 4 ori area. E de 4 ori, da, poate să nu vezi. Se înveles totul, da? Da. Area totală egal cu de 4 ori area triunghiului ABC, da? ABC. Și egal cu 36 radical din 2 pe 3. Și aia unui triunghi echilateral, are triunghiului ABC, și el pătrat, radical din 3, pe 4, parcă nu? Da. El pătrat este din 3, pe 4. Și atunci are unui singur, este? Are numărul radical din 2. 6. 6. 6 la pătrat. E 3 și 6, radical din 3 pe 4. Adică din 3 pe 4. Și nu are radical din 3. Nu are radical din 3. Pe 4, spuneți acolo, 3 și 6. 9, nici 9. Pe 4. 3 6 pe 4. Face 4. Face 9. 9 radical din 3. Și tu faci 9 radical din 3. Noi avem câte astfel de fețe? 4. 4. Și atunci are radical. Deci are radical egal cu 9. 3 și 6 radical din 2. 3 și 6 radical din 3. 3. 3 centimetri pătrat. Motiv spune și asta. Deci asta e materie de semestru întâi. Deci trebuie să știți asta, trebuie să meargă repede. 8. Fără greșeală. Un paralelepiped dreptunghi are dimensiunile egale cu 12 cm, 4 cm, 3 cm. Paralelepiped dreptunghi. Dreptunghi. Are dimensiunile? 12 cm, 4 cm, 3 cm. Lungimea diagonalei paralelepipedului este egală cu 1. Deci diagonala. Ia să vedem dacă știu cum vorbesc. Diagonala mare. Da, diagonala parantezului. Nu e mare, nu mică. Diagonala care ia. X la 2 plus y la 2 plus z la 2. Diagonala la pătrat. Da. Diagonala simplu înseamnă radical. Și atunci diagonala asta d la 2 egal cu 144. A zis radical deodată. D egal cu radical. Radical din 144 plus 16 plus 9. Și 2 egal cu radical din 16 cu 9 de 25, 144 cu 25, nu, 169. Da. Și 2 egal cu 3. Stai mai da, hai de știa asta, nu ar fi. 9. Cubul cu muția de 4 cm are area totală egală cu 1. Rezultă că area totală e egal cu... Ia să vedem. Cine vrește? Tu. Haideți să lăsăm și pe urmă. Stă la umbre. Area totală a cubului înseamnă să ne gândim concret câte fețe are cubul. Și cum are o față? Ce este? Pătrat. Da, bază pătrat. Poate cele 6 fețe, nu? 6 fețe. 4 lateral și cu 2. 6 fețe. Da? Ce îi poate de 6 ori area lui pătratului. Area unui pătrat. Și pătrat fiind de dimunchii 4, 4 la 2 4, 4, 4, 16. 16. 6 ori 16. Centimetri și 4, 6 ori 1. 96 centimetri pătrați. Da? Numărul 2. Yes. Deci asta a fost așa să vă îngălziți. Aveți numărul 2. 1. Se consideră numerele. A mic egal cu 1. Yes. A mic. Egal cu radical din 7 minus radical din 5. B egal cu radical din 5 minus radical din 3. B egal cu radical din 5 minus radical din 3. Demonstrați că A la minus 1. A la minus 1. Da, este mai mare decât B la minus 1. Cum ai că B la minus 1. Minus 1. B mic. A, deci fost B mare, B mic. Arătați că 1 supra A minus 1 supra B egal cu A plus B supra B. A plus B, totul B, da.
Asta de două întrebări. Păi pentru punctul A, ea la minusul 1, adică e 1 supra radical din 7 minus radical din 5, totul la pătrat. Hai să traducem asta. Echivalentul. Ce înseamnă la minusul 1? 1 supra la 2. 1 supra? Supra atâta. Dacă ai fost la minus 2, făcea 1 supra la 2. Da. Deci ar fi echivalentul pe A mai mare decât unul pe B. Deci unul pe A mai mare decât unul pe B. Deci ori arătam că A minus 1 nu știu ce, ori arătăm că unul pe A mai mare decât unul pe B. Acum, mai putem să lucrăm pe asta, echivalent. Ducem-o pe B în stânga și ar fi 1 supra A minus 1 pe B mai mare decât 0, care înseamnă echivalent. B minus A, B minus A, așa e? B minus A supra A, B, mai mare ca 0. Deci, cam asta trebuie să arătăm. Și acum de exact. B e radical din 5 minus radical din 3. Radical din 5. Minus radical din 3. Minus. Minus radical din 7. Radical din 7. Plus radical din 5. Plus radical din 5. Radical din 5 plus radical din 5 se reduce. Nu cred. Că... Plus acum. Plus acum, văd. D minus A. Da. Da, deci 2 radical supra cât? Să zic, da, ori B, adică radical din 7. Din 7 minus radical din 5. Pe lângă. Radical din 5 minus radical din 3. Radical din 5 minus radical din 3. După cum mai avea seama, după cum se lucra, cât ar face aici? 2 radical din 5. Deci vine 2 radical din 5, e prima de aici. Deci am mic sau da, am mic. Sau nu, nu e mic. E B minus A. Punctul amică facem, da? Da. Deci vine 2 radical din 5 radii. Minus radical din 3. Minus radical din 7. Totul supra. Produsul ăsta ce fel de număr este? Pozitiv sau negativ? Ăsta e pozitiv. E un radical și acum mare. Deși mai mare ca 0. Ăsta ce fel de număr este? Pozitiv. Și atunci? Două număr. Cine supra cine l-a împărțit să facă plus? Deci aici e sigur, e pozitiv, nu? Da. Numai un număr pozitiv supra plus pe plus l-a împărțit de face plus. Deci asta e, ca și cum aș spune, numărătorul scrie mai mare ca zero. Da? Da. Și atunci cine trebuie să întâmple? Duc în dreapta și vine 2 radical echivalent cu 2 radical din 5. Să fie mai mare decât radical din 3 plus radical din 7. Aici am văzut plusul. Și ce se dă dacă este adevărat? Ca să fac asta, zic că am dimensiunea la pătrat. Deci echivalent cu... Să nu mai pozitiv de noi, nici eu sunt pasare. 4, 5, 20. E mai mare decât? 3. 3. Plus 7. Plus 7. 3 plus... 7 și atât? Nu. Plus... 2 radical din... Așa, plus 2 radical din 1. Echivalent cu... 3 și cu fac 10, duci 10, poate asta se face 10. 10. Și vine 10 mai mare decât 2 radical din 21. Echivalent cu... Ridicăm iar la 2. Sigur că da. Sau mai împărțim la dată prin 1, 2. Văd aici. Am. Și vine 5. Mai mare. De la adică 21. Adică? Adică 25 mai mare este 21. Adevărat. Mai vedem încă dată. Sigur că putea să locuiți, mai zis, pe A. În loc de A la minus 1, zipul pe A. Și o tradic așa. Și m-am fost repede loc. Nu era așa adevărat. Ai locuit de A pe loc aici. Nu? Da. Deci A la minus 1 mai mare decât B la minus 1, e de parcă aș spune 1 pe A mai mare decât 1 pe B. Se putea face și așa foarte repede,
locuind pe A cu radicalul 7 plus radicalul 5. Ați făcut varianta asta. Și să fie un supra radical din 7 minus radical din 5. Să fie mai mare decât? Haide? Adică să fie mai mare decât radical din 5. Un supra radical din 5 minus radical din 3, nu? Da. Bine. Ce ar însemna echivalent? Cu? Aplicăm conjugate. Da? Dar da. Și radical din 7. Radical din 7 plus radical din 5 supra 7 minus 5. Adică 2 mai mare decât. Adică radical din 5 plus radical din 3. Radical din 5 plus radical din 3 supra 2. Da. 2 îl renunțăm. Supra 3 zicem că radical din 7 plus radical din 5. Plus radical din 5. Și se fiu amestit radical din 5 plus radical din 3. Și reducem radical din 5 radical din 5. Vine radical în 7, radical 3 foarte rapid. Mult mai mult am început partea asta altă. Dar am dus-o așa, am zis da, că mă complic și merge greu. Dar am făcut-o și de dragul calculului în sine. Adică aici se întâmplă și în multe exerciții că să lucrăm așa, fără să locuim, și se meargă mult mai ușoare. Depinde ce expresii sunt aici, s-a aplicat foarte bine, că radical din 7 cu radical și la 2 unități, radical și radical între la 2 unități, conjugata, am văzut-o că da. Merge foarte rapid și apoi renunță și este scurt. Bun. B mic. Cu amic mai dorat, acum avem. B mic. Iruna. Păi am zis că în prima, mergem la același viitor tot. Mergem aici, da. B-A supra A, B, așa? Mhm. Ca să zicem, B-A supra A, B. Dar cu A plus B, trebuie. Egal cu A plus B, supra A. Mergem și aici, cu 2AB. Poți să ne dorim la procesul, da? Facem și așa, da? Da, sau ducem la aceeași viitor. Dacă facem așa, sau ducem la aceeași viitor, cred că se complică. Vine A over B, pentru că A plus B. Nu prea sunt încântat. Altceva. Să locuim. Adică pe loc, pe A și pe B, și vedem ce se întâmplă. Păi, da, am uitat. Că suntem acolo și pe aceeași. Da, deci așa și așa de sus. Că sunt punctul A și punctul B mic. Deci vine 1 supra 1 supra A, hai 1 supra A. 1 supra A radical din 7 minus radical din 5. Da. Minus 1 supra radical din 5 minus radical din 3. Egal cu radical din 7 minus radical din 5. Plus. Din 5. Da, plus radical de 5, minus radical de 3. Tot cu 3? Da. Tot cu 3. Minus radical de 5 cu 2 radical de 5. Da, dar să ajungem acolo. Hai să aplicăm conjugata repetirea. Da, echivalent cu radical de 7 plus radical de 5. Supra 2. Minus radical de 5. Minus radical de 3 supra 2. Egal cu? Egal cu. Cu radical de 7 minus... Asta se reduc. Da. Și radical de 7 minus radical de 3. Supra 2. Este 2 peste tot. Da, și o să fie radical de 7. Echivalent cu radical de 7 plus radical de 5. Minus radical din 5, pe care iară se reducă, cu minus radical din 3. Oare minusul acela de față, fracția? E fracția, o facultează pe toți, da. Minus radical din 3. Așa e egal cu radical din 7, minus radical din 3. Și adevărat. Adevărat, de toate. Deci, din nou, locuirea efectivă, datorită formei în care A și B au fost aleși, nu? Numele sunt aleși. Da. Da, am uitat cu A și B și eu puteam calculizarea cu AB, să fie A egal cu A, știi? Dar identitatea, am uitat. Dar identitatea, nu am poziția A și B. Am uitat că A egal cu
Altfel am vrut muncești și unde? Da, da, da. De ce nu te gândești? Asta vreau să zic. Muncești și vrei să schimbi. Nu, 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 dacă tu pleci așa și nu vedem nici o lucru și muncești și trebuie să schimbi și cu ora pleci și... Sigur, e întreprinse timp. Gândești că ai încă ceva să acționezi. Daria, Daria, Iurna, te uiți asupra ei și trebuie să faci o lucru. Da. Un plan de lucru. Da? O privire de ansamblu, faci un plan de lucru. Și atunci, atunci vezi, ah, sunt două puncte, A și B, cu A și o mare și de A și B date, îți fac asta. Și s-a făcut planul de lucru și nu mai de... Deci nu trebuie să scape nimic. Dacă X aparține lui R, arătați că expresia E de X egală cu... Atunci. Atunci E de X egală cu 2X plus 1 la pătrat minus x minus 1 totul la a doua, la a doua, plus x minus 2 pe lângă x plus 2, minus 3x la a doua, plus 14, poate fi scrisă sub forma, deci vă dau sau muncit? Nu, muncit. Păi desfaci, adică 4x pătrat, deci egal, 4x. 4x pătrat, plus 4x plus 1, nu? Da, hai, hai. Așa, minus x pătrat plus 2x și plus, nu, minus 1. Minus 1. Plus x la a doua, minus 4, minus 3x la a doua, da. Și plus 14. Egal cu? 5x la a doua. De unde 5x la a doua? Că avem 4x la a doua plus x la a doua. Adică... Așa cum e, și avem și minus. Deci face? Tot 4x la a doua. Face minus 4x pătrat și 4x pătrat se rămâne. Da. Și rămâne doar x pătrat. Bine? X pătrat. În x-a. Da. 4x, 8x, 6x. 6x. 6. Da, da, da. Plus 6x. Plus 1, așa, minus 4, 10, plus 10. Plus 10. Și egal cu? Așa. Și atare, deci... Așa, așa. Ia să încercăm, noi putem să scriptăm un plus produs de factor. Da. Ce e opțiunea? X plus dreptura 2 plus 1. Nu, e... Vezi că produs de factor. Dacă a fost plus 1, n-am ce-i face. Dacă se dea minus 1, mă gândeam la o diferență de pătrate. Nu, a fost plus 1. De ce a spus pătrat? Și la B? Da. Aflați valoarea minimă a expresiei. A mic a fost, nu? Da. Ha! Deci da. Scrie ca x plus 3 la a doua persoană. Sigur că... De acum. Aflați valoarea minima expresiei. Aflați valoarea... Minima. Minima. A expresiei. Valoarea minima e 1 pentru x la minus 3. Deci min... De e de x. Min de e de x. Egal cu 1. Egal cu, e de x la așezăm, egal cu x plus 3, totul la 2, plus 1. Și atunci valoarea minimă e... Asta e întotdeauna normale, dar nici 0. Da. Și ea devine 1, dar e x egal cu minus 3. Deci minimul e cu e de x egal cu 1 pentru x egal cu minus 3. Da? Da. Bun. 3, problema numărul 3. Un rom, ABCD, ipoteză, ABCD rom, de centru om. Ipoteză, A, B, C, D, rom. De centru om. A, C, intersecta cu B, D, egal cu om. A, C, corect, spunem intersecta cu B, D, egal mulțimea formată din punctul om. Iată, așa scrie.
Și un triunghi echilateral C de E. Și C de E. Triunghi echilateral. Triunghi echilateral. Sunt incluse în plane diferite. Alfa și beta. Incluse. Necomplanare sau cum? Da. ABCD și cu CDE, necoplanare. Da? Deci în plane diferite. Diferite. Așa se dă, triunghi echilateral și rombo în plane diferite. M și M, nici toate segmentelor, deci M mijlocului ce e? M. Mijlocului ce e? Aparținul ce e, dar oricum. Când așa pe segmentul dat. C, M egal cu E. N aparține lui D, E. N aparține lui D, E. Așa încât. N, D. Sau D. N, D. Egal cu N, E. N, E. În concluzie. Demonstrați că M, O paralelă cu AB, planul AB. M, O. Paralelă cu planul ABE. ABE. Și planul MNO. Și MNO. Paralel cu planul ABE. ABE. Și ce? Determinați raportul aliilor. Deci alia triunghiului MNO. Alia triunghiului. MNO. MNO. Supra aia triunghiului AB. A, B, B E. E exact. Tot din mână O și AB se vorbește aia. Da. Facem un rom. Facem un rom. Ia să ștergem ghetul ăla. Da. Ștergem. Facem un rom. Problema de geometrie. Ia să vedem plane diferite. Nu m-am șters. Diferite, mai scrie dumneavoastră. Da. Bun. Este și un rom vertical. Deci o să desenăm un rom. Nu se poate, nu? Mai da, nu. Da. Nu, nu. Păi plane diferite, ce ce desplată? Plane este un spațiu. Nu desenăm, nu? Da, în plan, facem pe ăsta și celălalt o vedea exact. Ne închipuim, cum știm noi să desenăm un romb. Deci ce facem? Toate laturile sunt egale. Și iată. Așa. Deci diagonalele acestea vin perpendiculare. Deci încă uite 90 grade. A, B, C, D. Și urmă, duc triunghiul C, D, E. C, D, E. Atunci am să fac C, D. Deci, aici să spun. Dar nu sunt. Uite, așa vreau să fac, știi? A să creez imaginea de ăsta triunghi echilateral așa să apară. C-ul, schimb cu A-ul. A, B, C, D. Și aici este eu, da? Triunghi echilateral. Așa să facem un pic mai echilateral, așa. E. Se vede. Și asta se vede. Și asta, și asta, da? Deci, observăm că avem A, B, da? E clar că s-ar vedea imaginea. M-ul e pe ce e. Și la mijloc. M aici. M pe D, E. M pe D, E.
să arătăm că MO, O este punctul de aici, deci MO e paralel cu AB. Dar MO e paralel cu AE. MO e paralel cu AE. Și că AE e o dreaptă în planul AB. Să zici așa, nu-i da? Da. De ce MO e paralel cu... Într-un eu e cu A, MO e de mijlocie. Așa. Deci, e cu A... Înseamnă că MO nu poate fi perpendiculară pe AE. Deci MO este paralelă cu AE. Și AE e o... Și AE din ABE. Da? AE este din ABE. Și acum, ce e corect? Păi de ce să nu fie? Că dacă este și dreaptă, și partea asta ABE, nu? Și dacă avem o dreaptă, MO paralelă cu o dreaptă dintr-un plan, cu A, E, da. Atunci ea, mă voi, e paralel cu planul respectiv. Dar este un sunt perpendicular. Unde este? Planul, e paralel. Ah, bine. Deci, da, e corect. Atunci mă voi, e paralel cu planul apoi. Mă voi, e paralel cu planul apoi. Hai să termin și de toate. Hai să termin sigura. Deci, cumva, e destul de simpluț. Sigur, sunt două drepte concurente.
Și pare să copie. Pare să pare. Deci scrie dacă M-O paralelă cu EA, vă dați treaba cu nu? Da, da. Nu mă dat la cu toată. Mână paralelă cu M-O. Mână, nu? M-O. M-O, pardon. M-O paralelă cu A, E. Și... Într-un în triunghiul, dacă vreți. În triunghiul? Da, să-ți motivez, da. Acolo n-am comunicat, am rămâncat la punctul A. Am spus acolo. Și au arătat așa dulțul, că nu mă pare de cu AB. Că nu mă pare cu DC, DC cu AB, deci nu mă cu AB. Și asta. Și asta. Da, da. Deci ideea la care. Da. Dacă să scrie una. Și acum triunghiul D e B, domnul profesor, să e B. Nu e mijlocul, e D e. Ne. Mijlocul de e. Da. Mijlocul de e, o mijlocul de e. Egal cu e, n, d, da. Da. O mijlocul de b. Adică d, o. D, o, egală cu o, b. Și cele două rezultă că o, n, o, n, o, n, b, e. Și rezultă că o, dar cu b, e. N, o, paralelă cu b, e. Și nu o, cu a, e. Și cum mi-i și asta altă. Din cele două ori. Se rezultă că planul M-N-O cu A-E. Paralel cu A-E. O A-E. 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 Și ce? A-E. Raportul A-E. E 1 pe 2. De ce? Că M-N egal cu D-C supra 2. N O egal cu E supra 2. Toate sunt... Nu, dar oricum pe doi. Și aia va fi? Aia la unul și față de la cealaltă? Păi că unul pe patru. Unul pe patru. Că la aia intră unul pe doi, unul pe doi, când ce mulțim cele două dimensiuni. Da? Atenție. Atenție aici. Deci, cum avem? Putem scrie sus, domnul profesor. Unul dacă, da. Da. Zic, scrie sus, deci așa terminăm după aceea. Da. Deci, la ce spunem așa? 2 ori nu egal cu E până. De două ori? Nu, egal cu E, bă. Nu, O, egal cu E, bă. De două ori, O, M, egal cu A, E. A, E. Și acum, și mai spune că unghiul, nu știu care, egal cu unghiul dintre ele. Unghiul, N, O, M, egal cu B, E, cu A, E, bă. Că trebuie să sunt asemenea cele două. Deci unghiul, măsura lui N-O-M, unghiul format din N-O și O-M, egal cu măsura unghiului A-E-B, A-E-B. Și atunci, aria triunghiului M-N-O, M-O-N, așa, aria triunghiului M-O, este egală cu... Cu cine? Cu N, cu O, ori O, M, ori sinusul unghiului dintre ele. Egală cu... 2, nu? Nu. Păi nu, la N, eu pun la N, cu O. N, O, M, plus la două laturi, sinusul unghiului dintre ele. Și care sunt laturile N, O, M? N, O, ori O, M. Deci egală cu N, O, ori O, M. Ori sinus de unghiul. Să zicem alfa, să zicem de alfa. Deci am notat cu alfa măsura unghiului. Supra 2. Iar aia triunghiului Miruna, A, B, E, A, B, E. Da. Aia triunghiului A, B, E. Egal cu A, B, E, supra... Egal cu A, E, B, E, ori sinus de unghiul alfa, în aceeași unghi. Supra 2. Deci e același unghi? Păi, am zis că sunt legale de măsură și am luat tot pe afla măsura unghiului de acela. De aceea e același. Am zis eu că ar fi de măsură alfa, 20, 30, 70 de grade, nu știu ce. Câte grade ar fi avut? Și tu nu știi ce sunt unghiurile alea egale? Nu ți-e clar că sunt egale unghiurile? Către unghiurile s-ar fi. Păi, uite, uite, am un unghi. Și când iau mijloace, se urmează triunghiul ăsta median, în care unghiul ăsta de aici va fi către ăsta, că figura asta este paralelogram. Corect. Da. Unghiul de aici
este egal cu unghiul ăsta din aceeași motive. Și la fel, unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Deci unghiul sunt două de două congruente. Iar în momentul în care vorbesc de are o legime plus la două laturi, o simt unghiul între ele. Și cum ăsta a scris de cât ăsta, deci am folosit... Deci l-am juntat cu alfa. Am juntat cu alfa ca măsură. Și acum eu am defăcut alea AE și EB egal mai departe de 5, spun. AE de două ori NO, de două ori NO, ori de două ori OE, o simt de alfa. Supra 2. Dar NO, adică egal mai departe, cu 4, 4 ori NO, ori omă, ori simt de alfa, supra 2. Și egal cu 4 ori, cine e NO ori omă ori simt de alfa pe 2? Aia are triunghiului mână. De 4 ori, aia, triunghiului, mână. Și atunci el avea marea triunghiului mână, supra area triunghiului AB. Și zic, area triunghiului MNO, triunghiului MNO, supra area triunghiului ABC, este egal cu ABE. ABE, da. Este egal cu ABE este, am spus, de 4 ori. Și egal bine, area triunghiului mână O, supra de 4 ori, aia triunghiului mână O. Nu? Că AVE e de 4 ori mână O. Și să zic, plinchi pe astea acolo, să-și face 1 pe 4. Am arătat că valoarea, raportoarea, este 1 pe 4. Cu aia zic, plinchi 1 pe 2, dar, de fapt, din înmulțirea aceea, 1 pe 2 ori 1 pe 2, face 1 pe 4. Clar la văzut, da? Da. Că nu știu ce AB egal cu O nu. A? Ce? AB și cu O nu. De ce trebuie că AB și cu O nu sunt asemenea? Unghiul ăsta, AB cu O nu. Ok, noi iau în parte. Deci, dacă unghiul ăsta A, B, C, e da. Și în mijloace și M, N și P, mijloace în latură triunghiului, se formează triunghiul ăsta M, N, P, da. Care el este o pătrime din când lasă pe afară, nu pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, da? Deci ea e o pătrime. Dar de ce unghiul ăsta e cât ăsta? Păi ăsta dacă e din mijlocie, nu-i paralelul cu asta. Din ea mijlocie în mână, nu-i paralelul cu de ce? Într-un triunghi. Da. Și la fel asta de aici, deci e paralelă și jumătate din ea. Chiar deodată, astea două, asta e cât asta, și figura asta este neapărat paralelogram. Și într-o paralelogram, unghiile opuse sunt congruente. Da? Uite, a fost un subiect de două ore, pe care noi l-am făcut într-o oră. Da? Pentru că materia, dacă se știe, e neprevedere. Sigur. Deci reacția a fost bună, nu? Bună, da. Așa că mai facem unul. De acord. Da. Facem un subiect. Ok, subiect este pentru semenul întâi. Și vedeți că voi merge la subiectele pentru semenul întâi. Deci, testul 26, varianta a doua. Da, 20 test. 26, varianta a doua. Da. Dacă M mare egală cu mulțimea M mare egală cu minus 5, 3 radical din 3, 4, minus radical din 5, 4 minus radical din 5, 4 minus radical din 5, 4 minus radical din 5, da, 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 0,9. 0,9. 0,9. Pi. Pi. 3,14. Pi. Pi, da. Radical din 1 între 3 și 1 între 3. Aici se pune cum și pierdul. Da, 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 da. Se face răstăția. Da, da, da. Și? Radical din 1 între 3 și 1 între 25.
Din 3 și 11 pe 25. Pe 25. Minus, da, minus 1,2 pe perioada 6. Minus 1,2 pe perioada 6. Da. Atunci elementele mulțimii M intersectează R mai puțin Q. Atunci M intersectează R mai puțin, mai puțin Q. Sunt. Da. Ce vrea să spunem când e M intersectează el mai puțin Q? Adică minus Q, trebuie să spun așa, minus Q. Da, da. Și pun în paranteză. Adică pe M intersectează pe el minus Q. Adică minus 5? Adică ce? Ce înseamnă el minus Q? În general, ce înseamnă numere din Z? El minus Q. Înseamnă ce? Z înseamnă întregi, Q înseamnă... Da, și da. În afară, toate numele din el, fără numele care fracționare. Fără fracționare? Fără, da. Înseamnă numele întregi. Până azi, cred să vin și să am un pic. Hai să fie amintit din nou. Numele naturale, deci pe numele naturale, formate din, spune. 1, 2, 3, 0, 1, 2, și mai departe. Mulțimea numerelor întregi, Z, egală cu cine? Minus infinit. Deci vine puncte, puncte, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și așa mai departe. Observăm că de aici încolo, e cine? N. Iată o primă legătură. N este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Apoi, o altă mulțime pe care am făcut a fost Q. Q din cine se compune? Ce înseamnă Q? 1, 2, 3, 4. Toate fracțiile cu putință. Deci toate fracțiile de formă, formă multe în... Da. Multe în... Cu proprietatea că M și M sunt de unde? Numele astea, M și M. Sunt din M. Deci, mă, și el sunt din? N. N. Din Z, chiar. Da. Chiar din Z. Mă, și el din Z. Adică și cu minus, da? Mă, și el sunt din Z. Și încă o observație foarte importantă. Și Z-ul e... Nu poate fi 0. Nu poate fi 0. Foarte important. Deci, la fracții, atenție multe la fracții, numitorul e diferit de 0. Transitate fracțiile, dar cu observația când e diferit de 0. Când noi o să vedem o fracție, au fost șasea de expresie, de aceeași, au fost trebuie poziție să existe fracția, dar expresia aceea. Bun. Găsiți o legătură între Z, vedeți că toate numele de forma multenă, toate de forma multenă, până diferit de 0. Unde mă și mă sunt din Z. Găsiți o situație când Q coincide chiar cu Z? Da, cu mășină sunt egale. Păi dacă sunt egale mășină, tu dacă tu faci 1. Păi da, și 1 e din Z. Păi da, înseamnă că nu dacă 1, ce? Când Q este identic cu Z? Cu divizor. Adică cum ar fi... Când nu-i urme luna, de ce mă țin în tensiunea asta? Trebuie să mai fac față. Deci dacă nu este 1, atunci vine mult pe 1. Și cum mâi era din Z, chiar așa. Deci pentru N egal cu 1, atunci Q este identic cu Z. Și când e 6 cu 2? 6 pe? 2. 6 face 3. Deci noi în aceeași spație. Da, da, eu am măturat toate astea. 6 pe 2 e reductibil, o scrie. E 2 pe 1. 6 pe 2 înseamnă 6 pe 2, 3 pe 1. 3 pe 1. Și tot pe 1. Deci, practic, în clipa în care N-ul este 1, am acoperit tot Z-ul. Și când N devine 1, 2, 3, conține alte elemente. De aceea, spunem că Z e inclus în Q.
Deci Z se află în Q, în cazul particular când N este 1. Da? Inclusiv și sub. Inclusiv N. Și dacă la Q mai adaug ceva, numele iraționale, deci dacă la Q mai pun și numele radical din 3, radical din 17, radical din 2, radical din 2 și mai departe, sunt numele iraționale, care au infinitate decimale a orbitantului. Deci, Q împreună cu I, iraționale, fac mulțimea numărul de alt. Între Q și I nu există nimic comun. Adică Q și I sunt disjuncte. Q și I sunt disjuncte, n-au nimic în comun. Niciodată o fracție nu e egal cu radical de 2. Sau radical de 2 nu este o fracție. Putem dovedi. Și acum, ne întoarcem un problem. Deci Q la rândul e inclus în el. Da? E inclus în el, că e Q mai adaug ceva. Ce înseamnă el minus Q acum? Așa nu e rațional. Asta. Deci înseamnă că e vorba de mână intersectat cu I. Că dacă din el dau pe Q e o parte, I. Și unde e I? Păi îmi gândește și tu. Păi bine, dacă avem ea. Nu, unde e I din nu aparține lui Z, aparține Q, aparține de... Păi I acolo. I e aici. Aici nu este. Nu, e aici acolo. N inclus în Z, inclus în Q, inclus în el. Păi nu e. Ce numere sunt de aici, Miruna? Din el. Care sunt iraționale. 3 la din 3, 4... 3 la din 3, 3. Adică e bine? Da. 3 la din 3? 3. Da. Radical de 1, 7 și 1 și foarte multe decimale. 4 minus radical din 5, pi. 4 minus radical din 5, da. 4 minus radical și corect. Da. Pi. Pi. Minus 1,2. Ăla dacă e în perioada 6, nu? Da, și radical din 1, 11 pe 25, că dă 20, dă 36 pe 25, adică radical din 5, radical din 6 pe radical din 5. Deci cât faci aici? Radical din 6 pe radical din 5. 6, poate. Face 25 ori radical din 6 pe radical din 5. Deci 1 ori 25, 1 ori 6. 6 pe 5, da, e corect. 6 pe 5? Aia nu. Asta e 6 pe 5, la valoare și nu mai este numărul. Da, nici ăla, e perioadă. Și nici ăsta, că e numărul în perioadă. Mixed. Mixed, da. De ce? Că începe 2 dico. Știi să mă transformăm? Hai să mă deci zice 1,2 în perioadă 6. În perioadă 6 e egal cu, o să mă 26 minus 26 minus 12 minus 12 supra 90. Supra 90. Da. E bine așa? Da. Hai să facem calculul. 114. Face 114. 20. Hai să lăsăm fracțiile, să nu știu. Printr-un 2. Printr-un 2. E egal cu 57. Pe 2 în 11, de 5 ori. 57 supra 45. Supra 45. Ia să mai, să mai faci nimica. Da, printr-un 3. Printr-un 3. Și face? O dată. O dată. 27. De 9. Nu? Da, de 9, da. Supra? Supra 45 și o dată. 15. 15, da. 19 și 15. Este ireductibil, da? Ireductibil. Hai să facem bățirea, să vedem dacă avem prima acolo, a făcut tot dracu bun sau nu știu, mai păcălit. Deci 19 să-l împărțim la 15. Pe dată. Pe dată. 19 împărțim la 15, odată. 15. Da. 40. 40. 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 30. 30. 30. 100. Punem 0. 15. 6 ore. 6 ore.
6 ori 15 pe 20. Iar 10 și tot așa. Iar 10 pe 6, nu mă păcălesc. Da, e bună tehnica pe care a avut-o. Deci, așa se fracționă un număr pe care, un număr periodic mixt în fracție ordinară. Și am și probat, am și reținut că trebuie să mă duc, să fac totdeauna ireductibilă. Nu lucrați niciodată în exerciții decât cu fracții ireductibile. Pentru că ați mai făcut-o o dată. Știți bine, nu? Și v-ați dus numele mari și numele mari. Mă întreabă aici, profesor. Aici. Unde este eu? Aici. Unde eu? Eu este în diferența dintre tu și el. Între tu și el. Da? Ier minus tu egal i. Egal i. Ier minus tu egal i. Așa am spus. Tu și cu i împreună fac pe el. Și din el, dacă scazi pe tu, rămâne i. Că ele sunt disjuncte. Aici e important. Deci, faptul că sunt disjuncte, n-au nici ele de comun. O să încercăm într-un an din lecții să arătăm că radical din 2 nu poate să fie fracție. Niciodată. Da, și mie. 1,41 și mai... E aproximativ. Mi-a zis nici. Niciodată. Deci nu se termină cu infinitate decimale. Dar cum demonstrăm? Riguros. De cine ai folosit? La cine ai folosit? La bucuria de a avea un clasament elaborat, tehnic, deosebit frumos. Trebuie să răspundem acum, doctor, că facem într-o lecție acum, separat. Da, da. Să răspundem la 1. Da, la 1. Deci M egal cu... M intersectat cu I. I și egal cu mulțimea, acum cu elementele. Da. Ziar. Pe minus 5. Cum să știu 3 radical din 3? 3 radical din 3. Virgulă. Virgulă minus 4 minus radical din 5. 4 minus radical din 5. Pi. 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 Da. Și atât, da? Da. Astea sunt cele trei elemente. Da. Doi. 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 Fie a mic egal cu 3x plus y totul la a doua. 3x plus y totul la a doua. Minus. 2x minus 5y la a doua. Minus 5y. 5y la a doua. Minus. 2x minus 5y, tot la față. Da, da, da. Minus. Minus. X minus 2y, pe lângă x plus 2y. Unde x și y aparțin lui el. După efectuarea calculilor, se obține a egal cu, adică calculați. Calculați, da. Bun. Noi calculăm. Și 9x pătrat, plus 6xy, plus y pătrat, da. Minus 4x pătrat, da. Plus 20xy, plus 20. Da. Hai zi bine, gata, eu am zis în altfel. 20xy, minus 25y, da. Minus 5y pătrat, da. Minus x pătrat, da. Plus 4y pătrat. Și egal mai departe cu? 4y pătrat, 5y pătrat, minus 25y pătrat, minus 20y pătrat. Deci avem un y pătrat aici și 4, 5 și face minus 25. Nu puteți să se obții minus 2, 10, zici, nu? Minus 20y pătrat. Cum ne-a învățat Alex, domn profesor, se subliniem cu linii. Așa? Pe aceea cu două linii picii. Linii care de pe ideal, da. Dar așa ne-a învățat. Da. Acum există... Da. Și ăștia... Ăștia cu două linii. Oh, așa că spunea el. Da. Și așa ca să zic. Păi ca să nu se omite, să știm pe care i-a luat în cap. Să nu rămâne. Atunci e 5x pătrat și... Uite ce repetivez. Minus x? 4x pătrat. 5, 5 minus x pătrat, 4x pătrat, da? Da. Plus. 4. Plus. E plus sau? Da, plus. Da, plus. Da, vezi, acum ce ușor. 26xy. Iar vrei să știi deasupra să-i faci. Da. 26xy. Da, 26. Plus 26. Plus 26. Mai scoatem un factor...
Un 4. Așa facem. 4. Minus 26 merge în care 4? 26 nu. 2. 2. Deci 2 pe lângă x pătrat. 2 pe lângă 2x pătrat. Plus 13. Da, am zis y pătrat un profesor. Și vrei, așa. Lăsăm la... Așa, a, 2x pătrat. Plus 13 x y pătrat. Adică? Da, plus. Și minus 10 y pătrat. Corect. Altceva nu văd ce se mai face. Deci, fie așa, după eventual așa, cum se obține a egal cu, cât se obține, atât. Asta. Și da, este da, a și da. 3. Mulțimea C mare este egală cu toți X și cu E, cu proprietatea. Se mai mare cu toți aceia X și E, cu proprietatea. Modul de X mai mic decât 3. Este egală cu... Cu 3 și minus 3. Adică? Calță. Plus minus 3. Modul de x mai mic decât 3. A, minus 3. Poate să fie așa, minus 2. Poate să fie 2, 1, 0, minus 1, minus 2 și minus 3. Cu diferența. A, de la... E din el. Din el, da. A, poate să fie de la minus, de la... Minus infinit? Nu, de la 3 deschis la 3 închis. Deci e intervalul? Da, intervalul. Deci asta este intervalul, minus 3, zicare. De închis, închis. De ce? E strict. Păi și interval. Interval toți și. Orice x de la 6 de la 3, bun, uite dacă e pe x minus 1,1. Pui modulul, e mai mic decât 3. Deci toți x și. E vorba de x și de... Vezi, ne anunță aici. Dar dacă spuneam C egal cu mulțimea tuturor x-urilor din Z, pentru care modul din x mai mic ca 3. Voi ce răspunsul îmi doreați? Egal mai departe cu 5? Minus 1. Deci egal cu mulțimea formată din elementele, minus 2, minus 1, 0, 1 și 2. Da, mereu.